Timp de 3 zile, Slobozia a fost capitala muzicii de calitate. Festivalul și concursul național Ionel Perlea a adunat la cea de-a 28-a ediție concurenți din toată țara. Ediția din acest an a marcat împlinirea a 50 de ani de la reîntoarcerea pentru ultima dată a celebrului dirijor la Casa Părintească de la Ograda. Trofeul pentru cele două secțiuni ale concursului, interpretare vocală și dirijat, a fost disputat de 16 concurenți. Toți s-au străduit să convingă juriul de talentul și profesionalismul lor. Și în acest an, organizatorii au venit cu noutăți în desfășurarea festivalului. Anul acesta avem chiar un bust al lui Ionel Perlea, pe care l-am găsit la București, la un sculptor de origine din Ialomița. Pregăteam întâmplător, l-am găsit, nici nu știam că l-a făcut. Ne-a mărturisit că l-a întâlnit pe Ionel Perlea când el s-a întors acasă în 69 pentru ultima dată în luna mai. Eu nu știu dacă a fost gândit acest festival special a se organiza în luna mai sau așa a fost o frumoasă întâmplare, pentru că legăm ultima venire acasă a lui Ionel Perlea de luna mai și avem acest festival închinat personalității artistice emblema județului Ialomița în luna mai. Sunt 50 de ani de când Ionel Perlea a revenit în țară și și-a văzut din nou și pentru ultima oară casa natală. Legătura lui Perlea cu Teodor Grigoriu este de asemenea legată de acest moment, pentru că venirea lui Perlea în țară a fost pregătită cu un an înainte de Teodor Grigoriu, care fiind în Statele Unite, New York, l-a căutat pe Ionel Perlea. În momentul acela, cei doi compozitori și mari muzicieni au avut o legătură extraordinară, deci diferența de vârstă era foarte mare. Și Ionel Perlea a acceptat invitația lui Teodor Grigoriu să se întoarcă în țară pentru o ultimă întâlnire cu vechi prieteni, cunoștințe și cu poporul acesta pe care l-a iubit și țara pe care a fost atâția ani despărțit. Împreună punem o cărămidă în construcția unor personalități muzicale care vor ajunge să bucure foarte mulți oameni pe scenele lumii. De asemenea, foarte mulți muzicieni pot face ceva în sensul profesiei lor și alți câțiva melomani își pot găsi un strop de fericire în această sală de spectacole. Pentru a treia oară consecutiv, președintele festivalului a fost maestrul Sabin Păuța. Astăzi am terminat de orchestrat acest ultim lied al maestrului Perlea, care a fost refăcut din manuscrise de prietenul meu, Teddy Grigoriu, și mentorul meu a fost unul dintre oamenii care m-au sprijinit când eram eu tânăr. Unul dintre cei care m-au ajutat să devin cel mai tânăr membru al Uniunii Compozitorilor în 1968, când nu aveam decât 25 ani. Avem datoria față de acești oameni care au scris istorie și au făcut istorie și care ne duc numele noastre sau al României noastre peste hotar. Deci pe ei să-i aplaudat, rog, pe noi. Festivalul a debutat cu un recital al elevilor și profesorilor de la Liceul de Arte Ionel Perlea din Slobozia. La secțiunea de interpretare vocală s-au înscris 12 concurenți din cele mai importante centre universitare din țară.
Festivalul și concursul național Ionel Perlea a devenit cu fiecare ediție o manifestare culturală tot mai apreciată în lumea muzicologilor din România.